bine ați venit. Mă bucur că sunteți nouă la vedere, mai ales că înseamnă că am foarte mulți prieteni. Este principala concluzie pe care o trag în seara asta. Vom vedea un film. E un film de punctul de vedere banal. Deci nu așteptați să vedeți, că ați venit să vedeți explozii, efecte speciale, nudinate sau alte chestii deplasate. Deci puteți pleca, am luat. Deci e un film super banal. În schimb, mesajul cred că este principalul lucru care v-a scoate în evidență acest film. În primul rând, e un film despre oameni și lucrul cel mai, să zic așa, important pe care am încercat să-l aduc în acest film a fost faptul că am folosit oameni foarte asemănători cu ceea ce veți vedea. Deci oameni care aproape se confundă cu cazurile care sunt în acest film. Am făcut un film despre câțiva oameni și am făcut acest lucru pentru că iubesc foarte mult oameni. Ei, pur și simplu sunt un fan al omului. Nu aș vedea viața mea altfel decât numai trăind printre dumneavoastră și mai ales văzând că sunteți de frumoși. Din punctul meu de vedere aș face un film despre fiecare dintre cei care sunteți aici și nu numai cei care sunteți aici, și toți oamenii frumoși și buni pe care i-am întâlnit în viața mea. Și sunt sigur că toți oamenii sunt buni și frumoși. Fiecare dintre dumneavoastră aveți o poveste. Fiecare dintre dumneavoastră aveți foarte, foarte multe lucruri de spus. Dar mai ales fiecare dintre dumneavoastră aveți lacrimile, aveți neîmplinirile și lucrurile care nu vă dau pace. Acest lucru am încercat eu să-l surprind în jurul meu, poate la unii dintre dumneavoastră, și am creat această mică ocheană, această mică introspecție în viața unor oameni. Am trecut dincolo de ușa apartamentului, de cei patru pereți și am încercat să aduc această banalitate a vieții noastre cotidiene, dar cu toate neîmplinirile ei. Cineva m-a întrebat odată de ce ideea filmului tău e una mai pesimistă, pleacă de la titlu, picajul înseamnă cădere. Deci e vorba de o cădere, vorba de o prăbușire. Și acum am acest răspuns. Mi-a dat seama după ce am terminat de făcut filmul și după ce am trăit, deci l-am văzut la și eu pentru 2-3 ori, am simțit efectiv esența filmului, mesajul și mi-am dat seama de acel răspuns. Răspunsul este că ne-am așezat în fața ochilor o periculă cu care ne-am încipțit. E o periculă a falsului succes. O periculă care ne face să credem că viața noastră este intensă, că viața noastră este prea frumoasă, că viața noastră este absolută. Și n-aș vrea să fiu pesimist, și nu sunt pesimist, că sunt foarte optimist. Nu este chiar așa. Și de multe ori trebuie să ne trezim, nu ca să trăim acest picaj, nu ca să intrăm în această prăbușire sau această vedere, ci din contra, să facem față tuturor obstacolelor care ne lovesc și care ar putea să ducă la acest picaj. Ceea ce am făcut eu și cu prietenii mei, că nu pot să spun colegi sau echipă, sunt prietenii mei, tocmai acest lucru urmărește, să ne tragă semnalul de alarmă și să ne pună pe toți în gardă, mai ales cei tineri. Nu e adevărat că filmul visează, dar pentru ei viața începe de acum. Avionul lor abia acum decolează. Și cum trăim acum, parcă unui conflict generat de un accident aviat nefericit. Filmul meu cred că pică providențial cu ideea de picaj. De aceea trebuie să avem grijă.
bună, să fim foarte atenți la ce vine din stânga, la ce vine din dreapta, ca să putem să ne mințim acest zbor până la destinația pe care ne-am propus-o. Sper să vă placă. Filmul are foarte multă sensibilitate din punctul meu de vedere. Nu are, să zicem așa, partea sofisticată a videografiei, dar această mince pe care eu o am acum aici la mine, o arunc tuturor videografilor din județul Neamț, și nu numai, poate și cineva de pe internet, pe care îl chem în viitoare proiecte pe care eu voi face pe partea de cinematografie și cu care sper să colaborez. Am câteva nume cu care am vorbit deja și cu care sper să intru în proiecte viitoare. Deocamdată acest filmuleț, acest picaj, e, să zicem, un debut și sperăm să fie un pas spre un lucru care se deschidă și altor oameni care au potențial în sufletul nostru, dorința de a face așa ceva. În speranța că o să vă placă, noi o să dăm drumul la filmuleț și sperăm să nu avem probleme până la sfârșit. O să vă rog pe toți din suflet, am să vă rog să facem ceva cu telefoanele mobile, să le dăm pe selecțios sau să le închidem și nu să-i scurcă pe cerere, ca să nu ne deranjeze nimeni, pentru că de asta am venit aici ca să vedem acest filmuleț. Și apoi, după ce ne-am asigurat că ultima persoană din sală a rezolvat problema cu telefonul, dăm drumul la filmuleț. O să zicem și lumina, o să se simțim ca la cinema aici. După proiecție, voi avea o conferință de presă, voi răspunde la întrebări împreună cu câțiva oameni din echipa cu care am lucrat. Dacă vreți să rămâneți să asistați la conferința de presă, sigur, dacă nu, va fi o pauză între proiecție și conferința de presă de 5 minute, care cei care doriți să vă retrageți, să puteți să o faceți. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc că ați venit. Filmul îl veți găsi și în format digital pe YouTube, după o săptămână, două, să vedem cum ne mișcăm cu mai avem câteva lucruri, care să pune și o titrare în engleză ca să poată vizionat și fie stabilitate acest film. După care îl puteți accesa pe YouTube, deci îl veți găsi sub titlul de picaj, picaj film. Bun. Am să stingem lumina, am telefonul la ta, da? Nu este ceva care n-a dat telefonul să jos? Ok. Vizionare cu lucrurile. Este opusul meu și care este genul meu
foarte stabil și care se încăpățânează să termin orice proiect pe care eu mă apuc. Și înainte de a intra practic în câinea acestei conferințe, aș vrea să mulțumesc despre soției mele, care s-a ținut de bine. S-a ținut enorm de mult ca să termin cu bine acest film, să țin la toate lucrurile pe care am vrut să le ating în acest film și care mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face când este alături de mine și nu numai. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor, prietenilor și tuturor celor care au contribuit mai mult sau mai puțin la acest proiect. Sunt sigur că astfel garanția faptului că voi face de acum în colectiv și mai limpat cu lucruri și mai frumoase și mai importante în speța asta cinematografiei și nu numai. Aș vrea să mulțumesc și celor de la Consiliul Județean, special doamnă Clicere Emilia Can, care a permis ca această sală să servească acest proiect și le mulțumesc de suflet și ori de câte ori o să am un proiect bun, o să am o idee care să fie văzută de prieteni. Am să vin aici acum de dragoste, pentru că nu am fost primit. Despre film am să vorbim, să facem un dialog, cum se face la noi. Eu am niște lucruri pe care le-aș spun, dar sunt sigur că mai important este ceea ce ați văzut dumneavoastră decât ceea ce am văzut eu. Așa că am să vă rog, dintre dumneavoastră care doriți, nu numai nimic să-mi adresați întrebări, am selectat câțiva colegi, este aici domnul Cosmin Bună, care a lucrat la imagine, el a fost omul din spatele camerei, care a prins toate aceste momente pe care nu le-a legat unul de altul. Apoi am veteranul echipei, doamna Elena Ivan, care a fost cea mai netată, ca să zic așa, din toată echipa care a lucrat partea de actorie. Vasile, care este cea mai bun prietenă la noi partea asta de proiecte, de partea de teatru și film, și care mulțumesc și care ați fericit că ați zis de naștere, așa, ați zis din toți oameni. În urmă, ar trebui să stea Ioana Rusu, cea care a jucat în film, partenera, să zicem, de rol, dar pentru că a avut niște probleme în familie, lipsește astăzi și n-aș fi vrut ca locul să rămână neocupat și am invitat-o domnișoară tot tânără, pentru că mi se pare foarte important ca cineva din echipa asta, tânăr fiind, să spună niște lucruri despre experiența care a avut-o în cadrul acestui proiect. Vă stăm la dispoziție celor care aveți întrebări. Da. Mă numesc Dorina Macovei. Aș vrea să vă întreb cum v-a venit ideea? Ce stă la baza ideii acestui film? Pentru că mie mi s-a părut că este foarte bun, este de actualitate, ar fi trebuit mult mai mulți tineri să vină, dar îl vom vedea așa cum ați spus pe internet. La filmul se duce pe internet, deci acolo tinerii sunt mult mai prezenți. Am să vă spun un lucru care mi s-a întâmplat astăzi, ca să vă spun această întrebare. Astăzi mi s-au întâmplat două lucruri providențiale care au legătură cu filmul, cu omul, deci dimineață, așa cum profesia mea principală este de cântăreță la biserica de la gară, și dimineață, luându-mi cărbatul de la părinte, pe cine de la părinte, acolo, întâmplător am fost prezent în un domn, a venit la altarul la părinte, cu un problemă cu necaz, necazul a fost că i-a venit din sectar silica apartamentului. Deci este unul dintre cei 50 pe care statisticile spun că sunt executați de legi cu stat. 5 de ele sunt ceilalți 49 nenorocoși. Așa că, deja, primul motiv care l-am avut a fost foarte pozitiv. Deci, de astăzi, efectiv, m-a trezit și pe mine, m-a retrezit la realitate. Al doilea, fiind prin preajma pieței, unde m-am dus ca să rezolv anumite probleme, m-a acostat un domn la 50 și ceva de ani, care cu multă rușine și jenă, m-ar vrea să-i dau un leu ca să dea și eu una mică, chiar așa s-a exprimat. Asta este lumea în care trăim. Deci chiar dacă noi ne uităm pe internet și vedem, ne împodobim imaginea virtuală, poze, citate frumoase, cu lucruri motivaționale, în realitate este asta. Deci trăim într-o lume vicioasă, trăim într-o lume din care începem încet, dacă nu suntem atenți, nu suntem vigilenți, să pierdem controlul și să ajungem la picaj, exact cum zic. Deci, asta este ideea. Mai multe sunt de prisos. Altcineva? Care este următorul proiect?
Am vreo două, trei idei de proiect. Un proiect, deci, vine pe nișa tinerilor. Este legat în special, deci, o să merg puțin mai adânc în partea cu partea vicioasă, zic așa, a vieții. Caut o temă, dar nu vreau să fie una care să aibă un revers. Deci trebuie să mă gândesc foarte bine. Aș dori să merg linia asta de... să intru pe partea din campania antidrog, pentru că drogurile au luat amploare foarte puternică și face cât mai multe victime. Dar n-aș vrea ca proiectul meu să contribuie mai mult la promovarea drogurilor, pentru că există și un pericol aici. Și de-aia trebuie să mă gândesc cum îl fac, trebuie mult înțelepciune aici la acest proiect. Un alt proiect este puțin mai blând, este puțin mai, să zic așa, mai puțin șocant decât asta cu drogurile, e cu violența domestică. E o chestie ca, așa cum zis, bolile alea care nu te dor, dar au un efect care la un moment dat ajung să coste chiar viața. Sper că aceste două proiecte să-și găsească pe viitor, să zicem, realizarea prin ceea ce fac eu. Aici, la fel, aștept videograf, am doi prieteni care mi-au promis că i-a interesat. Este foarte important să vă spun ceea ce realizez eu, realizez fără finanțări, pentru că deocamdată nimeni nu s-a obosit și pe nimeni nu interesează să investească în așa ceva. Deci, sperăm că acum cineva poate undeva vede din străbini să faci ceva în pat și poate mai e cineva care răspunde numărul la ceea ce facem noi. Da. Măcar fiu că toate personajele sunt fictive, dar este și un personaj veridic acolo, Neasterică. Cum ați plătit? Una mică sau? Nu, sincer să vă spun. Deci, Neasterică că are și fictiv, are și, așa cum ați spus la început de deschidere, o parte din personaje sunt rupte din realitate. Neasterică nu este un boschetar, cum spunem noi oamenilor, genul ăsta. Cuvântul frumos este un om fără adăpost, un om care nu are unde să trăiască. Neasterică, aș vrea să fie aici prezent, ne-a dat întâlnire la 5:30 la teatru, deci am înțeles, am trimis băieții acolo să aștepte, nu a ajuns, probabil el merge mai greu. Neasterică a fost profesor de engleză, din probleme de sănătate, la semiparuță, dacă ați observat și în film, are defect de mers. L-am chemit să meargă fără căjă, dar a zis că se descurcă tot ceea ce am discutat cu el, tot ceea ce am făcut cu el, am făcut pe un acord, este un om foarte integru, deci să nu-i facem iluzii că are un handicap de sensul că l-am păcălit, că l-am amăgit. A vrut să implice un proiect, i-a plăcut, că a discutat un om foarte inteligent. E un om care trăiește în orașul nostru și care are nevoie de unele ajutor din partea, hai să spunem, a noastră. Că nu putem să din partea altora. Deci, în primul rând, noi cei care am văzut filmul ar trebui să ne mobilizăm. Are nevoie de un ajutor din partea noastră, dar ce situația lui, deci are o pensie, are o locuință, deci am înțeles că e o locuință mentală, trăiește undeva în zona Românești. Știu că a avut o persoană de aici, la locul ăsta. N-aș vrea ca să judec sau să îl pun în fața dumneavoastră, tuturor. E un caz foarte asemănător cu cel al lui Prico. Și e un om care are nevoie ajutorul nostru. Atât aș vrea să spun. Nu l-am mintuit, nu l-am... Așa doar l-am ajutat. Deci, din ce țin în minte, știu că am discutat cu el, știu că l-am întrebat ce are nevoie, am discutat adică probleme intime, nu am făcut ok, de genul contract sau înțelegeri verbale. Deci chiar avem intimitate. Eu mă întâlnesc cu omul ăsta de vreo 2-3 săptămâni și fiecare dată mă întâlnesc. Îl salut tot timpul pentru că mi se pare un om mică și important și niciunul dintre noi n-am vrea să fie în situația lui. Așa că vă recomand tuturor celor care este ocazia să ajutați, să găsiți în fiecare miercuri, vineri, sâmbătă și dimineața, dimineață, în biserică de la gară. Nu tot timpul, deci el nu tine mâna niciodată. El stă acolo, dacă cineva îl ajută și de ceva, zice vă la proste, dar eu, din ce știu, nu l-am văzut niciodată cum mâna întinsă. O întrebare pentru domnul Cum.
Da. Filmările au durat 7-8 zile, nu mai știu. Mai mult. Deci mai mult. Te-am crescut cumva, la personajul tău. Bine, n-am filmat în fiecare zi. Parcursul a câteva luni. Cu aparatură tehnică puțină. Cum am reușit și noi să ne descurcăm. Însă vă rog să le adresați întrebări și celorlalți colegi, pentru că mi se pare foarte important să spună și aici asta. Da, domnul Cetă. Aș vrea o întrebare pentru doamna Cescu, să ne-a reținut. Doamna Emilia. Am văzut foarte mult cum ați interpretat acolo. Și aș vrea două întrebări. Prima, ați avut tangență? Da. Da. Și a doua, dacă mi-a dat ceva determinat, s-a alăturat și din echipe de tine entuziaște. Da, am mai avut tangență și am în continuare, pe lângă Biblioteca Chirilianu, există o trupă de teatru îndrumată de domnul Dan Iacob, o trupă formată din doamne de cam de vârsta mea așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, am avut cum am ajuns să joc alături de acești tineri de foarte drăguți și inimoși și așa. Domnul Cătălin a fost la o premieră a spectacolului nostru anul trecut, ce care se chema, și la final, la discuție așa, dumnealui mi-a propus dacă nu vreau să, mă rog, să joc și eu un mic rolișor acolo, într-un film. Și i-am zis cu dragă inimă, dacă reușesc, dacă pot, asta e povestea. Da, sigur. Pare pentru toți cei de la masă. Da, și am să le dau pe răspunsul. Da. Dacă ați avea un prieten pe nume Mihai Plico, cum ați ajutat? Da. Dacă și să spun că un prieten pe nume Mihai Plico, aș avea un prieten care, de exemplu, s-ar întâmpla aceeași situație precum un film. În primul rând, nu sunt de acord, să spun așa, cu împrumuturile și așa, dar până aș ajuta în toate punctele de vedere, aș ajuta, să zic, pe partea psihică mai mult, dacă aș avea și bani, aș ajuta și cu bani, normal. Dar important e să zic așa, n-am fost pus în situația de a avea un asemenea prieten și de aceea mi-e foarte greu să mă exprim. Totuși, nu știu, aș face orice posibil pentru a ajuta. Eu ce aș putea să-l ajut decât cu ceva sfatul sau așa concret, nu aș avea cum, dar doar și sfaturile uneori zic de sus, când după ce ajunge în situația în care a ajuns Pricop, de prisos, dar mă rog, măcar totuși, zicem că are un viitor și o să rezolve până la urmă problemele. Da, într-adevăr, cu chestia, cu împrumuturile, mai ales de la cămătare, pe cât posibil evitat să se limiteze la cât au. Bine, asta este carența societății noastre, din care cauză sunt foarte multe situații din genul ăsta. Sperăm să nu mai fie așa mult. Da, eu l-aș învăța să nu știu nici amară băutură și sub nicio formă să nu împrumute bani de la cămătare. Aș avea și eu o întrebare. Aș vrea înainte să atât dumneavoastră cu întrebarea noastră, să răspund și eu. Cum aș recomanda lui Crico să comunice mai mult? Cei din jurul lui, în primul rând, social, care ar fi esențial, nu s-ar fi ajuns aici,
dacă el ar fi comunicat mai mult. Chiar dacă n-ar fi rezolvat problemele, el a ajuns în situația în care a în baza faptului că a încercat să rezolvi singur, singur. Și bineînțeles că era posibil. Dacă ar fi comunicat mai mult cei din jur, poate i-ar fi dat sfaturi, i-ar fi dat bani, ar fi găsit o... ar fi avut mai multe posibilități de ieșire. Asta vorbim, întrebarea mea asta, scuze asta. Dacă ar fi să aveți un caz de gen, asta că ar vrea să vă implicați așa de mult? Casa mea. Cum sunt? De asta aș vrea cu filmul, asta este prima. V-ați implica așa de mult în zilele de astăzi? Da. Să-l ajutați cu mine în casă? Da, asta e și ideea. Și ideea filmului vine ca un ajutor pentru astfel de cazuri. Nu pot eu personal să mă duc să bat la ușa la el și să-i spun hai să vorbim, să stăm, să discutăm. Dar eu sunt sigur că ajung în casa lui, cel puțin pe via internet sau prin cu ajutorul presei locale. Cu această idee, este lucru care eu acum l-am făcut, dacă pot să fac mai mult, dacă o să vin în astfel de casă, atunci o să văd cum o să mă port atunci. Așa, vreți să bat acea rachiță sunt cei mai deci vreau să spun cu Bogdan, chiar dacă s-a demas să vină la premieră, pentru că o să ia bătaie de la toată lumea care în afară de el. Dar, deci vreau să spun că ne vedem foarte bun și n-aș fi realizat o astfel de scenă dacă nu am fi atât de apropiat și nu am zis cu ăsta pe lui. Așa că îi mulțumesc cu Bogdan pentru care fața care îl are, pentru că... De multe ori, dacă sunteți atenți la viața asta cinematografică, de multe ori premiile cele mari sunt luate de actorii de care au roluri negative, neapărat cei care au roluri. Așa că eu zic că Bogdan a făcut o treabă foarte frumoasă și a reușit să contrasteze foarte mult. Deci să aducă o notă negativist pe care avem nevoie ca să scoatem, să facem contrastul ideii. Alte întrebări. Asta vă rog să-i adresați întrebare și domnișoare de aici, pentru că de asta am și-a adus. Domnul Aurel, să rog, domnul Aurel a participat și din al lui proiect. Da. Dar prioritatea o au astfel de idei. Comedia, sincer să vă zic, știu, e o chestie frumoasă, pentru că ne mai aduce zâmbetul pe buze, mai rede, mai zâmbit, mai așa, dar, exact cum spune românul, scroate moarte în copșoi. Adică... Este ceva, este ceva să vă gândiți și în viața și pregătirea unor patroni în orașul meu, în viața mea? Ai o întrebare destul de motivată. Sincer, aici în România, ca să faci, de exemplu, eu am mai făcut tot felul de montaje comici cu temă civică și e foarte greu ca să faci ironii sau e foarte greu ca să aduci tot felul de chestii mai înțepătoare în fața publicului local, cel puțin, pentru că îți faci foarte ușor dușman. Dar și la noi, oamenii nu sunt relaxați, pentru că așa la noi societate îngordată, toată lumea este foarte sensibilă. Dacă zici un cuvânt, imediat se sensizează cineva și o să se dea o replică. Nu ne comparăm cu lumea occidentală, care este relaxată, au salarii mari, au și nu-i deranjează o mică ironie, nu-i deranjează o farsă, nu-i deranjează o chestie. Noi suntem oia amărâți care trăim foarte îngordați, să ne ducem la serviciu, venim acasă pachet din el și așa cum am pus eu un film, îmi descărcăm ori pe băuturi, ori pe alte chestii, din nefericire. În momentul în care eu intervin cu idei, s-ar putea să fiu balatrăsnitul acelei persoane asupra care se duce ironia și deocamdată am să merg pe nișa asta, dar când o să găsesc o idee care, din punctul meu de vedere, e ok și așa, sigur, merg ca și plăcere. Pe partea de comedie și partea de amuzament, de obicei, eu fac piesele de teatru cu copila și mine de la Tahma. Am un proiect foarte frumos, unde am 100 și ceva de copii. Și majoritatea pieselor au foarte mult comic și am să vă recomand să le vedeți. Spamna asta o să rejoc o piesă foarte dragă mie, se numește Măriuca în lumea copieștilor. E o piesă de teatru și pentru aia mari și pentru aia micii. Se va juca pe 29 octombrie la Casa de Cultură.
Oamă distribuție și Barba au început de acolo, în rolul de bude în teatru, sperăm să țină și să fie sănătoasă și să poată să intre în informație. Și mai am o soacră cu trei nurori, este o piesă foarte, foarte, foarte amuzantă, foarte gustată, foarte statică în același timp. O voi rejuca undeva în la începutul noiembrie, nu știu exact sala, pentru că nu sunt încă hotărât. Aș vrea la teatru, încă n-am jucat niciodată, dar să văd dacă reușesc să mă penetrez acolo. Sper că cei care îl au pe autoritate să mă ajute cu chestia asta. Și vreau acolo să rejoc soacra cu trei nurori, care a avut un succes fenomenal, este jucat de licee și este jucat într-un mod foarte frumos. Domnișoara care a jucat soacra este aici prezentă și mă bucur că e aici, deci deja am fost în temă, trebuie să-și reia scenariul. Și acolo deja am partea de comic de amuzament. Cu filmul e mai... Deci eu aș vrea că filmul să merg pe partea de... Deocamdată pe partea asta mai motivațională, un mesaj mai puțin mai de impact. Vreau o întrebare pentru domnișoara aici. Da. Da, deci publicul țintă sunt tinerii și în special tinerii, nu cei care sunt la, hai să zicem, vârsta până la 18 ani, nu minori, deci tinerii care pleacă de spre facultate, cei de 18 ani, cei care termină ultimul an, ei sunt pentru că ei mai au câțiva ani de zile și devin oameni maturi în stare să-și asume cumpărarea unei case, realizarea unui credit, întemeierea unei familii și toate aceste probleme ajung aici. Deci ajung aici. După, așa cum am văzut în statistici, 5 până între 5 și 9 ani de căsnicie, se treacă de acel prag care intervine tot timpul, din cauza care sunt atâtea divorțuri. Deci această lecție trebuie să o învețe de pe la 18 ani. Acolo merge publicul. Și din ce am văzut eu în seara asta, bun, m-am bucurat și prezența unor copii mai mici care sunt mii de la teatru și au venit și ei să mai vadă ce se mai întâmplă și la cei mai mari, ca să zicem. Dar acum au venit foarte multe din publicul țintă. În schimb, în afară de dumneavoastră, pe internet, pe YouTube, filmul acesta sunt sigur că va fi vizualizat de majoritatea publicului care este ținte. Vreau să pun o întrebare la cele două actrițe, persoane de sex feminin. Cum mi s-a părut rolul și ce au adus în plus față de ceea ce a avut idee regizorul în legătură cu aceste două roluri feminine? Care sunt aici prezente. Au mai fost și alte persoane de sex feminin, dar care nu mai sunt aici. Sau sunt și eu. Da. Și aș vrea să-mi răspundă și Sală. Da, în soră cu doamnele, da. Da. Ce să spun? Eu am luat-o, sincer, să fiu inițial așa, în glumă. Chiar la un moment dat nu mai știam ce se întâmplă, că n-am mai comunicat, zic, a fost o încercare, dar a ieșit în final, chiar foarte bun și de actualitate și educativ și cum vrei să le... Mă rog, și după posibilitățile care le-au avut creatorul. Da. Eu, personal, am fost foarte entuziasmată de prima dată când am aflat că voi avea un rol. Nu știam despre ce e vorba, decât așa în inima. Și, nu știu, nu pot să spun că a fost un rol foarte greu sau foarte ușor, dar a fost foarte ok, din punctul meu de vedere. Da, și mai avem aici... Dacă dorești, Marina sau Lidia, care a participat din fete, să răspunde, este o opinia lor. Da, n-aș vrea să plec din seara asta, fără să le mulțumesc celor care mi-au pus la dispoziție spații pentru filmare. Și aici vreau să menționez pe domnul Cristi Zlavoc, care îi mulțumesc că a și venit prezent aici. Este patron la 4 km 0, acolo sunt
activități foarte frumoase, foarte educative și acolo, sau să joacă peste teatru, deci știu eu, dar nu cumva s-au rulat și filmii, parcă? Folk, da, folk, nu mai spun de folk, că l-am partener pe partea de folk, pentru băieții mei de la folk, unde am și eu clasă acolo, s-au dus în și-au cântat acolo. Sperăm și ne spunem ce este teatru la tine acolo. După aia, domnul Liviu, nu uitam ce a spus, Liviu, patronul de la Smile, Spa, din pe care Romanului, care la fel a pus am primit așa pe o trei scene. Îi mulțumesc și dumneavoastră. Celor care și-au folosit apartamentele. Soții, cum? Așa. Da, soții, dar voi spuneți în apartamentul. Așa, tuturor colegilor care au participat, actorilor, în special domnul Cosmin Pumăicea de mine, care, fără de care, bineînțeles că n-am fi văzut toată Consiliul Județean, să mai înțeleg, am să vă rog și cei care mai aveți întrebări, să nu plecați acasă pe întrebările care ați văzut. Da. Ce informații sperați să ai asupra oamenilor acestui lucru? Păi, aș vrea să aibă același pat care l-au avut, să zicem, și asupra mea. Sunt sigur că o să găsesc pe ochi. Pentru că dacă nu aș fi sigur că lucrul ăsta, bineînțeles, nu sunt sigur că tuturor o să găsesc pe ochi. Fiecare este responsabil și liber să aleagă în viață calea sa, dar sunt sigur că va avea un impact. Dacă nu eram așa, sigur, nu mă implicam atât de mult. Nu făceam tot efortul care l-am făcut împreună cu prietenii care m-am sponsorizat. Toți în viață avem, să zicem așa, anumite lucruri care mi trezesc pentru un anumit moment. Și eu, nu odată, mai multe ori, sunt sigur și dumneavoastră ați avut astfel de momente. Sunt sigur că acest film va constitui pentru unii oameni un moment de trezire, cea de-a Bogdan, vrei să vorbești tu? Vrei să avem? Chiar nu ține mai bine. Hai, hai vezi și tu în fața. Mulțumesc, nu? El, în modul nostru, prezintă niște efecte. Cine credeți că ar trebui să ofere alternative? Ca să nu se ajungă la asemenea efecte. Sau ce poate avea? Eu nu plec. Și nu spun ca un om care are o alternativă, să zicem, foarte, foarte puternică. Eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu există în noi și atunci noi, personal, suntem cei care avem cel mai impact, suntem cei care suntem mult mai, să zicem așa, responsabili decât societatea. Societatea este mutată, societatea are niște reguli, societatea are niște niște. Uneori societatea spune în care și dreapta datorită unor oameni care influențează societatea. Noi, înșine, avem puterea mai mare decât societatea. Cel puțin pentru oamenii din jurul nostru. Și este acel principiu de a da mai departe, de a... Sunt sigur că noi, cei de aici, care am văzut filmul, numai prin simpla ideea că îl povestim celorlalți, să le recomandăm acest film, deja contribuim ceva. Da? Până să miște societatea, până să se sezeze oamenii care conduc societatea, noi putem face mult mai mult și mult mai repede decât societatea. Da, sigur, Adriana, chiar de rog. Ce sfat ați avea pentru cei care vor să practice regia, pentru regizor? Asta spun cum e cu regia. Cu regia de naștere, nu e o chestie de genul că scrie pe tine regizor sau te trezești dintr-un vis și spui sunt regizor. Stai și o să vin. ai să vezi dacă ai să crești și ai să simți că la un moment dat ai să cunoști cu oamenii foarte, foarte bine, fără să neapărat știi să faci un efort, să studiezi lucrul ăsta, ci
și pur și simplu doar prin simpla empatie, adică te pui, reușești să asimilezi foarte ușor experiențele lor, adică să te pui foarte ușor în pielea unui alt personaj, simți aproape efectiv ceea ce simți cel de lângă tine. În momentul ăla, deci, îți creezi tot felul de personaje care seamănă cu acele personaje. Poți să le creezi, poți să le dai viață. Și atunci devii un fel de regizor în viață. Știi ce să-i spui unui actor. Știi ce cum să-l ghidezi ca să-ți exprimi anumite lucruri pe care tu vrei să le pui într-un proiect și să creezi un film, ca să zicem noi. O chestie regizorală. Eu nu sunt un regizor. Eu sunt un om care, din punctul meu de vedere, cunosc ceilalți oameni și ceea ce ați văzut aici este viziunea mea despre ceea ce ne înconjoară. Dacă am greșit cu ceva, mi-asum. Dar, la fel, mi-asum și ceea ce am făcut. Domnul Gabi, parcă? Da, vreau să mă întreb dacă mai vrem de privit filmul social este pregătită ca fiecare să-și facă o analiză și să-și accepte vulnerabilitatea. În sensul că ar putea să ajungă și el în situația asta. Și în felul ăsta să își formeze caracterul astfel că să ai grijă ca și ceilalți să nu ajungă la să-mi dispărți pe nu în scenariul acolo, în principal, ci și scenariul pe care ajunge să poată vorbi de ceea ce am în spate în traseu dramatic. Și atunci ar trebui responsabilitatea fiecăruia, pentru din gest, pur și simplu poate să ascultă de la cineva pe care e problemă, să se schimbă în direct. Istoria m-a demonstrat că în momentul în care am să fac puțin istoria acum, creștinismul a apărut în momentul în care omenirea era într-o stare deplorabilă, ca să zic așa. Adică exista acel providinism în care nu mai exista niciun fel de regulator de simț sau simț moral sau chestii genul ăsta. Impactul pe care l-a avut apariția unui om, să zicem așa, om, Dumnezeu, în persoana lui Iisus Hristos, și nu vreau să intru în scara teologiei, a avut acest impact. Eu nu mă aștept acum ca mesajul să fie unul atât de șocant, atât de puternic, nu din cauza că nu cred în ceea ce am făcut, cred foarte mult, dar lumea este dominată, să zicem așa, de un spirit atât de puternic negativ, încât cred că omul trebuie să facă un efort foarte, foarte mare, chiar uneori să ajungă, sper să nu pară prea dur cuvântul, un conflict cu societatea și chiar cu cei foarte apropiați lui, ca să poată prin auto-analiză și prin corectarea propriului eu, să realizezi un astfel de impact. Cel puțin în micro-societatea în care trăiești el. Nu vorbesc de societatea mare, deci la nivel național sau la nivel, hai să zicem, județean. Dar pe micro-societatea lui trebuie să fie un om foarte puternic și să fie un om cu o conduită ireproșabilă, și mai ales deschis, pentru că sunt foarte mulți oameni de o conduită extraordinară între noi, dar care sunt foarte modești sau pur și simplu nu comunică. Și atunci nu avem de la cine învăța, ca să zic așa. Ei țin numai pentru ei. Este acest sistem de autoconservare care a venit din partea societății și care ne fac să ne fim mai rezervați să ne oferim un sfat, pentru că ne gândim, bă, dacă ăla nu-i convine ce-i spun eu, dacă supără pe mine, în a oferi o pâine chiar, în a oferi ceva, chiar și o îmbrățișare, vă spun sincer, am ieșit cu copiii la free hugs, toată lumea este cu free hugs, inițial am vrut, pentru că în general nu prea cred în aceste trenduri, dar nu se putea să nu. Eu sunt un om care îmbrățișez foarte mult. Sunt un om care nu
deci care risipesc îmbrățișările. Deci nu mă opresc la îmbrățișat și vă spun sincer, v-aș îmbrățișa pe toți pe aici și nu m-aș sătura. Nu, pentru că sunteți niște oameni extraordinari, toți, deci vă iubesc enorm. Mai mult decât știți din asta, decât o să știți vreodată. Deci, nu vei să nu implică să oferiți ceva, pentru că tot ceea ce oferiți are un impact. Om pleacă acasă cu îmbrățișarea, pleacă acasă cu vorba bună, cu cuvântul bun. Și s-ar putea în momentul în care el primește ceea ce dumneavoastră oferiți, acea simplă îmbrățișare, să fie supărat, să fie cu gândul la băutură, să fie cu gândul la să-și bată femeia, să-și fie cu gândul la să-și molesteze copilul, să fie cu gânduri negative. S-ar putea să schimbați. Deci, despre astfel de oameni vorbim. Că noi nu suntem pregătiți să oferim îmbrățișarea pentru că ne gândim că cineva vede în ea ceva murdar, ceva ticălos, ceva negativ, atunci societatea rămâne bolnavă, rămâne închisă în ea, închide din ce în ce mai mult, ne individualizăm prea mult și nu se întâmplă nimic. Numai așa începem să ne adunăm. Și nu trebuie să răsturnăm niciun fel de sistem. Trebuie să răsturnăm sistemul ăla negativ din noi. Deci să ne luptăm, primul rând, cu noi. Dacă noi luptăm cu noi și scoatem bariera la care ne oprește să ne îmbrățișăm cel de noi, atunci am realizat ceva. Deci atunci începem să facem ceva pentru cei din jurul nostru. Cât noi nu avem grijă de noi și încă noi suntem dificioși, încă noi alunecăm noi, atunci eu nu pot să-l duc pe unul care nu poate merge dacă eu nu mă pot ține de picioare. Mulțumesc pentru întrebare, domnul Mucar. Da? Poftim. Va merge pe net. Cum va ajunge la public? Va fi liber. Deci va fi liberat. Deci este liber de accesat pentru toată lumea. Să înțeleg că s-a făcut o strategie pentru a promova. Deci, astăzi m-am rulat aici cu proiecții pentru faptul că, sincer, am vrut să mă întâlnesc în primul rând. Deci, în primul rând, cu echipa, după aceea, cu oamenii care m-au susținut. Dumneavoastră sunteți oamenii care ați știut despre film. Sunteți cei mai apropiați ai mei. Și sper să nu vă supărați cu mine. Deci, e nici o ocazie ca să vă văd, să mă bucur dumneavoastră, să vă strâng în brațe. Da? Deci, mai mult de atât. Nu pot să oprim, dar mă trebuie în filmul Vianet și donând, deci dăruindu-l, nu cer nimic în schimb. Deci, nu am vrut să iau nimic. Așa? În modul în care face, deci lucruri pentru care am făcut film. Nu l-am făcut doar ca să-l văd și să spun, da, am făcut un film. Nu, face parte din ceea ce vreau să fac, din ceea ce sunt. Da. Dacă să vedeți. Domnul Cristi. În primul rând, ca reprezentant al filmului 0, mă bucur că am putut să fiu alături de voi în acest film. Și în al doilea rând, legat de întrebarea anterioară, v-ați gândit la o participare, nu știu exact regulile, sau în diverse competiții, concursuri, gale, de gen, de profil a acestui film? Da, întrebarea s-a întors. Deci, toată lumea a zis, fac un film, participând la așa cum am spus, deci nu l-am făcut ca să fac competiții cu el, nimic. Și nu pentru că asta e un lucru rău. Este un lucru foarte bun. Da, știu. Dar am nevoie de oameni care să mă consilieze pentru a putea încadra filmul, nu neapărat acesta. Poate să mai scurtez, poate să-l ajustez ca să poată încadra mare de participare. Da. Dar dorința mea a fost ca să-l vedeți dumneavoastră în primul rând și toți ceilalți. Deci dorința mea a fost să fac pentru mesaj. Scopul filmului este filmul în sine, deci mesaj. Asta este principalul scop. Dacă o să mi se pare utilă și această participare, 100% voi face toate lucrurile care trebuie făcute pentru ca el să intre într-o astfel de acțiune. Ea fi o confirmare pentru dumneavoastră, de exemplu, o chestie, sau măcar să vezi unde stai așa. Da. Sincer că spun lucrul acesta. Pentru unii persoane. Nu contează. V-am spus, nu mă speră regimul. Deci, eu mă consider un om care vreau să transmit un mesaj. Deci, de aici pleacă totul. Așa m-am considerat și când am lăsat film. Deci, nu am luat-o. Nu mi-am făcut, mi-am mai spus prieteni așa chestii ironice. Cam unde ții scaunul de regizorat care scrie regizorul.
nu știu, Grigor, sunt un om, ați văzut că am și jucat în film, când am jucat, pentru că, în primul rând, am creat această dramă din mai pericol și nu știu dacă știu când să-mi înălucesc pe cineva, să-l pun acolo, să fie bătut, să fie murdărit, să fie... Și dacă o să-mi apară câte un gen din hypericol, vă sigur, îi cedez locul. Că este foarte greu să intri în pielea asta, în altfel de personaje. Nu vreau să spun mai mult, am avut și eu probleme de sănătate, multe pe chestii și m-a cam răspândit așa puțin. Chiar vederea filmului a avut un impact emoțional asupra mea, care sper că s-a dat ceva bun în viața mea. Da, da, da. Domnul Mihai Tricol, eu sunt supărat cu două persoane. Pe directoare, cu o dată afară din Zernici, și pe domnul Amoriat, cu un angajat. Și mă Zernici. Da, știu, dacă am să vă răspund și răspunsul este foarte simplu. Dacă m-ar fi dat afară doamna șefă și dacă m-ar fi angajat domnul Aurel, filmul s-ar fi terminat în 10-lea minut sau câte era scena cu domnul Aurel și atunci n-am mai fi avut mesajul. Dar secvența publicitară era scenar? Poftim. Deci a fost o întâmplare care a fost interesantă. Dacă am încheiat, le mulțumesc tuturor, le mulțumesc celor din echipă, încă o dată, prietenilor și dumneavoastră că ați fost prezenți. Super, ideea să o continuați și așa ca și coleg de preasă al domnului Cosmin Pumă, am văzut niște proplan. Super, fain acolo. Bine, Cosmin. Acum să vă provoc cei care doriți la sfârșit să mă învăță așa, să vă rog. Mă mulțumesc din suflet tuturor și mulțumesc.